Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Voiam să-l pun pe Luca să ne cânte ceva, dar Luca refuză cu îndârjire. Nu, piesa Fălnicele de Porumb. Nu știu. Nu știi? Așa se chema aia, o știu. Nu se chema așa. Ia uite, tu cânt-o pe fundal, da? Dă-te mai departe de microfon. Mai departe. Vești bune de la cercetătorii suedezi. Putem să ne apărăm casele de apă sau fric cu floricele de porumb. Sau popcorn, cum le spune acum toată lumea. Deci s-a lucrat intens la Universitatea din Göttingen, Suedia, Göttingen, la Facultatea de Științe și Ecologie a Pădurilor, până când au fost obținute plăci izolatoare din floricelele de porumb granulate. Gata, poți să filează-l pe ăsta, că nu mai se poate. Nu, serios, deci au făcut pereți din popcorn. Pereții din popcorn au acest avantaj, excelentă izolare termică, o bună protecție împotriva incendiilor și cred că în caz de foame... Sunt cu unt? Rozi un pic. Sau cred că șoarecii, dar eu nu înțeleg, șoricei suedezi ei nu le repugnă popcorn-ul? Au scârbă de floricele. Au scârbă de floricele. Da, pă bune, de ce n-ar mânca, știi? Dai seama, Luca și-ar face o casă din tiramisu. Da, dai seama. Eu aș lucra cu floricele, dar aș pune cu... caramel la exterior și în interior numai cu unt și sare. Stai seama, toți șoriceii din zonă, fericire. Și mamă, până acum ne dădea numai celuloză. Și porumbei. Da, trebuia moloz, trebuia să roade moloz. Acum, frate, popcorn, putem să roadem popcorn. Râcă-i peretele, dai un perete al tău unde e. Materialul izolator din popcorn e o alternativă eco la materialele folosite în prezent, dintre care multe realizate din produse derivate din petrol, scrie ziarul Libertatea. Asta e logic. Deci cum ar veni, popcornul e la fel de bun ca polistiren, nu doar că nu provine din petrol. Ci din polistiren, nu e scârțul. Da. Dar scârțul avea avantajul că puteai să faci bărcuțe din scârț, de orice formă, și da, pluteau 9 metri bat. Adică orice ar fi fost, popcorn. Ăsta oare, dacă îl pui pe apă... Plutește, șefule, dacă pui un adeziv ca să unești... Plutește, șefule, parcă cearcă să-mi fundă o barcă de popcorn. Și plutește șeful, dacă îi dai cu aracetă. Da, cu rășină. Cu rășină. Faci cu rășină frumos și faci, da, poate pe în curând o să înlocuiască și fibra de sticlă, da, popcorn. Aparent o firmă germană nenumită... Așa. S-a prins că este rost de o mare afacere și a cumpărat deja drepturile de producție industrială de la suedezi. Să vină să ne cumperi și nouă porumbul. Izolația din popcorn completează perfect gama noastră și ne ajută să răspundem și mai precis diferitelor cerințe ale pieței și ale clienților noștri, spune Michael Kubelbeck, director în cadrul unei firme germane. Și... Aici Luca e specialist în germană. Dar la noi, da, Kubelbeck. 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 Dar noi n-am putea să facem și noi niște pereți din floare? În bomboane agricole. Măcar noi facem din pământ. Nu este mai uitat pas în urmă. Noi cred că la noi se fac, am remarcat, se fac pavaje de semințe de floarea soarelui. Corect. Sunt în multe locuri pavaje de semințe. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.